Binecuvântat să fie Domnul! Continuăm cu o altă lecție din tematica lucruri de preț și vreau să ne propunem, cred că ne-am propus de când ne-am întors la Domnul să devenim oameni care să aibă valoare eternă. Pentru că sunt în lumea aceasta lucruri care au valoare astăzi și ca în mâine sau la anul sau peste câțiva ani nu mai are nimeni nevoie de ele. De altfel, istoria întreagă este dovadă că lumea aceasta în sine nu poartă valori decât trecătoare. Între oameni, de exemplu, este prețuit un om care are bani. Dar vom vedea prin prisma acestei lecții, ascultarea de Dumnezeu, valoarea ei, că un om dacă are bani, dar nu știe să asculte Dumnezeu, este ca și cum ar dispune cineva de un avion foarte puternic, foarte dotat, dar acel avion a fost pierdut, în sensul că pilotul a pierdut controlul aparatului, de la sol nu mai poate să facă nimic pentru el. Degeaba ar avea cineva frumusețe sau orice altă valoare din lumea aceasta. Stea să fie, dacă este căzătoare, nu va mai lumina mult și se va pierde. Ascultarea de Dumnezeu însă vom vedea ce valoare are și cred că ne putem cerceta în timpul ce urmează. Ascultarea este atitudinea fundamentală a unui copil în raport cu un părinte. Totodată a unui ucenic în relația cu mentorul sau cu maestru. Apostolul Pavel scria, citesc din 1 Petru capitolul 1, versetul 14, ca niște copii ascultători, într-o lume în care copiii, și nu numai ei, sunt neascultători. Noi reafirmăm acest principiu fundamental pentru un copil, este o datorie fundamentală însoțită de făgăduința divină, cum știți, să asculte cu cinste. Citim și din cartea profetului Isaia, capitolul 50, un cuvânt referitor la cel mai ascultător copil din lume, la Domnul Iisus, și să nu uitați că El trebuie să fie cel întâi născut între mai mulți frați și mai mulți fii, să fie duși la slavă, dar asta are loc nu doar prin naștere din nou, ci prin procesul uceniciei, și scrie aici în 50:4, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să-mi vioresc cu vorba pe cel doborât de întristare, și partea a doua, care ne interesează în mod direct, El îmi trezește în fiecare dimineață, îmi trezește urechea, ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Ar putea să avem și altă imagine, cea a oilor care ascultă de păstor, evidențiată de Domnul în textul din Ioan 10. În toate acestea, care sunt simboluri ale stării noastre în raport cu Dumnezeu, se impune, se observă foarte clar ascultare. Să ne amintim cât de marcat a fost Corneliu atunci când urma să asculte mesajul dat din partea Domnului, știți, după cum a anunțat Îngerul. Spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 33, suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm. Și scrie apoi aici în versetul 44, pe când rostea Petru cuvintele acestea, și vă rog să vă gândiți cum ascultau, ca pe Dumnezeu. Pe când ascultau, și ascultarea era una de nota 10, putem spune, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Ne-am ascultat noi așa când citim în Biblie sau când se predică. Să vină prezența, puterea divină peste noi. Potrivit Scripturilor, numai păgânii nu ascultă. Adică numai cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu, cei ce n-au cunoștință de aceste principii sfinte. Spunea Domnul Hristos despre cei care nu ascultă, citesc din Matei capitolul 18, sunt oameni care n-ascultă nici când sunt sfătuiți în particular, nici când sunt luați martori, și oameni care n-ascultă nici dacă toată biserica le-ar cere asta. Situație în care scrie aici în versetul 17, dacă nu vrea să asculte de ei,
spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Deci, ascultarea este nepotrivită pentru un credincios. De altfel, vreau încă de la început să avem o imagine a valorii ascultării în împărăția lui Dumnezeu. Ascultarea va fi absolută. De aceea, noi trebuie să ne pregătim de aici și să intrăm în acest ritm. Dacă vrem să dobândim împărăția lui Dumnezeu, suntem chemați să ne însușim principiul ascultării în mod desăvârșit. În cartea profetului Daniel, în aceste viziuni care priveau succesiunea imperiilor, însă așa cum spuneam, tot ce este pe pământ n-are valoare, nu doar bunuri materiale, entități statale, toate se desfințează. Poziții sociale, puteri militare, totul este efemer. Dar spune Scriptura aici, în Daniel capitolul 7, versetul 27, despre împărăția lui Dumnezeu: dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. În rai nu se comentează. În rai nu există neatenție. În împărăția lui Dumnezeu toată lumea intră în această armonie de ascultare desăvârșită. Această stare este prezentată de Apostolul Pavel, citind în 1 Corinteni 15, într-un mod foarte sugestiv, poate greu de înțeles de noi, dar zic ușor de înțeles prin prisma ascultării. 1 Corinteni 15 cu 28. Este vorba de stadiul final al împărăției lui Dumnezeu și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile. Asta nu înseamnă că Fiul până atunci n-a fost supus, dar în sensul că are niște lucruri de rezolvat. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Ce înseamnă Dumnezeu totul în toți? Ceea ce spune Dumnezeu să fie receptat și ascultat cu desăvârșire. Doamne, ajută-ne și nouă! Așa începeau cuvântările lui Moise pentru evrei: ascultă, Israele! Asta însemna atenție, însemna punere în practică a celor ce le-au înțeles. Și asta spune și Noul Testament. Orice om să fie grabnic la ascultare. Ascultarea este imperativă. Vreau să observăm într-o primă parte a lecției noastre valoarea ascultării. Și dacă până aici n-am fost ascultători, putem să devenim de aici, încă Dumnezeu așteaptă. Putem pe viitor să avem o altă atitudine mai corectă înaintea lui Dumnezeu și să nu ne facem vinovați. Aș lansa o întrebare, dat fiind însușirea acestor noțiuni din lecție. Un cuvânt scris în profetul Isaia: cine dintre voi însă placă ureche la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele și să asculte pe viitor? Isaia 42 cu 23. Asta a fost trecutul până aici. Dar viitorul, cine vrea să asculte de acum înainte? Ce bun este Domnul că trece de atâtea ori trecutul într-o stare de uitare și ne dă șansa mereu a unor noi etape de dezvoltare spirituală, a unor stări de ascensiune înspre împărăția binecuvântată. Abordând valoarea ascultării, vreau să observăm valoarea credință-ascultare. Ca valoare unitară și completă a vieții creștine. A spune că ai credință fără să asculți e fariseism. A zice înseamnă a auzi. A auzi înseamnă a face. Ceea ce Dumnezeu ne vorbește, trebuie să ascultăm. Știți, când Domnul și-a încheiat predicile, așa numita predică de pe munte este o prezentare a legii Vechiului Testament în
spiritualitatea ei. Și încheie Domnul, nu fără însemnătate, toate acele explicații cu o pildă. Cele două case. Una zidită pe stâncă și alta pe nisip. Și face o singură precizare. Cine aude și face, adică cel ce ascultă, îi va rămâne casa în picioare. Are valoare ascultarea. Cel ce n-ascultă, îi se va prăbuși casa. De aceea, în versiunea din Luca, capitolul 6, în prezentarea acestei pilde, scrie în versetul 46, sunt cuvintele Domnului Hristos: de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia mântuirii, numit în mesajul ei central, necesită ascultare. Stare fără de care totul devine o condamnare mai mare pentru noi decât pentru cei care n-au auzit-o. De aceea vă citesc din epistola Apostolului Pavel către Romani, o epistolă în care este prezentată doctrina mântuirii, este scris și la începutul epistolei și la sfârșit. Această relație dintre credință și ascultare, mai întâi capitolul 1, citim de la versetul 1, Evanghelia lui Dumnezeu pe care a făgăduit-o mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Citim apoi versetul 5, Pavel se prezintă pe sine ca un propovăduitor, ca un mesager al Domnului Hristos, prin care am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Ascultarea credinței. Adică nu se poate asculta de Dumnezeu numai dacă crezi cu adevărat. Și credința nu poate fi dovedită decât prin ascultare. Altfel, suntem falși. În aceeași epistole se scris, în capitolul 15, versetul 18, după ani de lucrare și rezultate binecuvântate, apostolul zice că și n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Adică viața noastră întreagă ar trebui să fie dăruită acestui scop, ca oamenii atunci când cred să poată asculta și să poată trece la fapte. Întoarcem pagina, capitolul 16, citim de la versetul 25. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor, ca să asculte de credință. Doamne, ajută-ne! Adică Dumnezeu pune în noi puterea credinței, în urma căreia noi putem să ascultăm. Testul credinței este ascultare. Citim din Evrei, capitolele 3 și 4, această realitate, și din capitolul 11 apoi, avem de-a face cu oameni din același popor, unii care n-au înțeles și n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Capitolul 3, mai întâi citim de la versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Tot aici, versetul 18. Și cui s-a jurat El că n-au să intre în odihna Lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Adică necredința i-a făcut să nu asculte, credința i-a făcut să asculte, așa cum s-a întâmplat cu cele 12 scoade. Cine a crezut a putut să asculte, ceilalți necrezând nu puteau să asculte. Capitolul 4, citim aici de la versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui,
niciunul din noi să nu se pomenească venit prea târziu. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, și cuvântul propovăduit trebuie să producă credință, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință la cei ce l-au auzit. Și ca atare, n-au putut să asculte. Aceeași epistolă, capitolul 11, versetul 6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și iată exemplul binecuvântat al lui Avram, părintele acelor evrei, ei se lăudau cu el ca părinte, dar nu puteau să asculte. De fapt, nu asta a fost ascultarea lui Avram, să plece într-o țară într-alta. Nu. Asta n-au crezut ei, că Dumnezeu îi duce într-o țară. Singura diferență a fost că Avram venea dintr-o altă direcție, nu dinspre Egipt. Avram a crezut și s-a dus. Ei n-au putut crede și n-au ajuns. Scrie în versetul 8, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să lea ca moștenire, a ascultat. Prin credință a ascultat și a plecat. Fapta intră în acțiune, fără să știe unde se duce. Evrei știau, se riscoade și n-au putut să creadă. Doamne, lasă un duc de credință peste noi, ca ascultarea noastră să fie potrivit cu cuvântul Tău. Un al doilea aspect din care putem să observăm valoarea ascultării, în raport cu alte valori sfinte, toate împreună au valoare. De aceea vom studia mai multe lecții din această categorie. Ascultarea în raport cu binecuvântarea de care vorbeam în prima lecție. Ascultarea desăvârșită, care poate să fie pusă și la proba maximă a jertfei, este purtătoare de binecuvântare pe pământ și în cer, e purtătoare de slavă, de viață veșnică. Rămânem la exemplul lui Avram, dar citim din Cartea Genesa, capitolul 22. Am putea spune că aici se leagă cele trei în mod foarte vizibil. Credință, ascultare, binecuvântare. Capitolul 22, versetul 18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Cine n-ar vrea să fie binecuvântat? Ascultarea e purtătoare de binecuvântare. E ca și în cazul acela când un copil tot dorea să-i cumpere tata bicicletă și în același timp băiatul nu prea asculta. Tata i-a cumpărat-o, dar a ascuns-o undeva în pod, într-o grămadă mare de grâu pe care el trebuia să o așeze în ceva lăzi. Și atunci când a ascultat, a și găsit-o. Ei, este o imagine pentru copii, dar să știți că este foarte reală. Ascultarea este purtătoare de binecuvântare. Dumnezeu le-a spus asta evreilor, dacă veți asculta, veți fi binecuvântați. Cartea Deuteronom insistă asupra acestui aspect. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine, dacă vei asculta. Ascultarea este purtătoare de binecuvântare acasă, la câmp, pe drum, în cele spirituale, în cele materiale. Altfel, te pot binecuvânta toți oamenii. Spune un cuvânt în Cartea Maleahii, capitolul 2, că cei ce ascultă, de fapt, n-au nici valoare în binecuvântarea lor, dacă ei n-ascultă. 2:2, dacă nu veți asculta, dacă nu veți spune inima să da slavă numele meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre, dar le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Și în mod automat, neascultarea este purtătoare de blestem. Domnul Hristos este exemplul suprem. Ascultarea Lui a fost purtătoare, ca și în cazul nostru, de slavă. Scrie în Filipeni, capitolul 2, citim câteva versete, începând cu versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică înțeleg de aici, prin prisma ascultării, să stea să discute, Doamne, asta fac, asta nu fac, ca și cum să negocieze. S-a hotărât să asculte. S-a dezbrăcat de sine însuși, asta este dovada subordonării totale,
a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, raportul, ascultare, binecuvântare. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că în numele lui se plece orice genunchi al celor de oriunde din univers. Da, în Evrei este scris din nou despre Domnul Hristos, în capitolul 5, spune Scriptura aici în versetul 8, măcar că era fiu, a învățat să asculte. Dar nu-i vorba numai de lucruri favorabile. Am spune și noi, Doamne, vrem să ascultăm dacă ne pui să facem o minune. Dar scrie aici, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Ascultarea e purtătoare de binecuvântări pământești și cerești. Acesta este modul în care Dumnezeu le oferă. Vreau în al treilea rând să ne uităm în Scriptură și la alte haruri pe care le primim prin ascultare. Sunt multe. Sănătate. Exod, capitolul 15, versetul 26. Știți cât este de rău să fii bolnav? Sau numai cine e bolnav știe? El a zis, dacă vei asculta cu lare minte de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile care l-au lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Deși dacă ar fi cineva să fie bolnav, chiar din boală, dacă se hotărăște să asculte, Domnul are putere să intervină pentru el. Cineva o dată, pentru mine o vedenie, stăteam la o masă și în dreptul mâinii stânge era un pahar de amărăciune, care ar fi trebuit să-l beau, era o problemă de sănătate. Și de sus cobora un fascicul de lumină și Domnul a spus, dacă mă vei asculta când trebuie să transmiți cuvântul meu și vei spune ce-ți voi pune în inimă, voi îndepărta paharul de amărăciune și nu-l vei bea. Să ascultăm de Domnul când slujim, să ascultăm de Domnul în familie și Dumnezeu ne cinstește cu sănătate. Ascultarea poate să ofere și hrană, împlinirea nevoilor materiale. Amintiți-vă de văduva din Sarepta Sidonului. Ce har a adus ascultarea de Ilie? Mâncare multă vreme. Putea să nu asculte. Știți că spune Domnul apoi, scrie în Luca 4, în sinagoga din Nazaret, erau multe alte văduve, dar n-a fost trimis la ele. Părerea mea că n-a fost trimis la altele, că alții n-ar fi fost gata să asculte în condiția asta. Cum adică ultima porție femeie vădmă și mi-o cer să o dau ție? Da, pentru că ascultarea poartă în sine o taină și cine ascultă este binecuvântat și cu hrană. Cred că Dumnezeu uneori face cu noi cum se spunea că fac nemții cu copiii. Nu acum, mai de mult cred. Acum sunt mofturi mai mari. Îi oferea un anumit meniu dimineața, nu vrea să mănânce, nicio problemă. Știți că neamțul se spune că zice numai o dată. Punea mâncarea deoparte și la amiază, dacă vrei, e acolo. Dar dacă ar fi ascultat, putea la amiază să aibă un meniu mai bogat, nu? Dacă ascultăm, câștigăm. Ascultarea are un alt har, fericirea. Adică acea stare după care oamenii tânjesc. Psalmul 81. Dacă ar fi învățat de noi și dacă l-am crede, ne-ar aduce multe favoruri. Versetul 8. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui, Israel, de mai asculta. Versetul 11. E o constatare tristă a Domnului. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. Versetul 13. O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș frunta pe vrăjmașii lui, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lui, ceea ce urăsc pe Domnul ar linguși,
Și fericirea lui Israel ar dămâni în veci. La șărnicul cel mai bun grâu, ce vă spuneam înainte, Dumnezeu dă mâncare la cine ascultă, l-aș sătura cu miere din stâncă. Și oamenii uneori sunt în stare să ofere cadouri la omul care ascultă. Dumnezeu ține mult mai mult la ascultare decât oamenii. Știți că în timp ce Domnul slujea, o femeie din Norod a strigat: ferice de mama ta! Și Domnul, știți ce a răspuns? Ferice mai degrabă de cine ascultă cuvânt. Fericirea stă ascunsă în spatele ascultării. Un cuvânt frumos apare în epistola lui Iacov, Iacov capitolul 1, legat de ascultare. Cred că Domnul vrea să avem parte de starea asta după fiecare slujbă de la adunare, după fiecare părtășie sfântă cu cuvântul, și când nu ascultăm, noi păgubim. Iacov 1 cu 22, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește, deci dacă ascultarea nu este reală, practică, el nu beneficiază de ceea ce scrie versetul 25. Dar cine își va adânci privirea în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și mă adaug un cuvânt, Isaia 1 cu 19 și 20, de veți voi și veți asculta. Mi-amintesc că am învățat versetele astea, m-au pus părinții când eram copil. Veți mânca cele mai bune roade ale țării, dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabeți veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Deci noi ne preparăm meniul când ne hotărâm să ascultăm și este unul binecuvântat, sau noi singuri ne luăm toate cadourile de pe masă, le spulberă vântul prin neascultare. Noi putem să ne verificăm dacă suntem sau nu ascultători și putem să observăm valoarea binecuvântării atunci când facem diferența între noi și cei de afară, dacă există o asemenea diferență. Oamenii care nu văd valoarea ascultării se comportă ca cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Când s-a dus Moise la Faraon și i-a spus: așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece. Știți ce a răspuns Faraon? Cine-i Domnul? Eu nu-L cunosc. Și nu voi asculta de glasul lui. Și s-au întors la el de mai multe ori: până când nu vei asculta? Nu-L cunosc pe Domnul, spune el. Dar cine-L cunoaște? Nu este normal să asculte? De aceea, cea mai vinovată stare este să-L cunoști pe Dumnezeu și să nu-L asculți. Să te comporți ca cei ce nu-L cunosc. Ar fi tu cu urechi să nu execuți și să te comporți ca unul care e surd. La acela poți să strici. Trebuie să-i arăți pe semne. Dar vorba aceea, nimeni nu-i mai orb decât cel ce nu vrea să vadă și nimeni nu-i mai surd decât cel ce nu vrea să audă. Asta ne descalifică în mod total. Vă citesc din cartea profetului Ezechiel, capitolul 3, unde Domnul îl înștiința pe acest profet de faptul că oamenii nu o să-l asculte. Știți că pe profet de mai multe ori Dumnezeu i-a pus să trăiască stări ca să îl înțeleagă pe el în ce postură se află. Ezechiel 3 cu 27. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cine vrea să asculte, să asculte. Cine nu vrea, să n-asculte. Că sunt o casă de îndărătnici. Doamne, ajută-ne să putem asculta. Să știți că neascultarea lasă în urmă neliniști. Am citit despre un copilaș care atunci când a venit la școală, repede, grăbit, vrea să meargă să se dea pe gheață, pe un lac, era iarnă. Dar tata, cunoscând evoluția vremii, a dat de grijă soției lui, mamei copilului, să nu cumva să-l lași, că se poate crăpa gheața și să se întâmple o nenorocire. Dar
mama mai indulgentă, fiindcă el tot a insistat, du-te, dar nu stai mult. S-a dus și a stat mai puțin decât se înțeleseseră și îl întreabă, te-ai săturat de dat pe gheață? La care copilul zice, oricum n-am avut mare satisfacție, știam că tata e nemulțumit și că tu stai stresat acasă. Și am zis că decât să vă știu supărat și nici eu n-am putut să fiu bucuros, am venit acasă. A intrat în casă, s-a apucat să citească, vine tata puțin mai târziu, unde-i băiatul? Acasă. Și ce s-a întâmplat? Se spărsese gheața și într-adevăr 2-3 copii, nu mai rețin exact din acea lectură dacă au murit sau nu, sau au scăpat. Neascultarea, repet, lasă neliniște. Ascultarea e purtătoare de binecuvântare și de fericire. Și mai fac o precizare ca să observăm valoarea ascultării, slujbele sfinte se pot efectua numai în condiția ascultării totale și permanente. Imaginați-vă un pilot care merge cu avionul pe unde îl taie capul. Nu ne putem imagina așa ceva. Imaginați-vă un croitor care croiește hainele pe unde merge foarfeca. Și pe când vine omul, băi, dacă nu ți-e bun, ți-e, las că-l dau la altul. Nu se poate. Nici o meserie pământească nu se poate face fără să asculți o slujbă sfântă, nici atât. De aceea spunea domnul Ieremia, vă citesc din cartea sa, capitolul 15, versetul 19. Profetul a avut un moment de ezitare. De aceea așa vorbește Domnul, dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși și vei sta înaintea mea. Dacă vei despărți de ce este de preț, de ceea ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Ei să se întoarcă la tine, nu tu să te întorci la ei. I-a cerut să stea foarte aproape de inima lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, să asculte un slujitor. Un proroc să spună numai ce Domnul îi va zice. Știți cum a zis trimisul pornit după Mica, să-l aducă înaintea lui Ahab și a lui Iosafat. Auzi, zi și tu ca ceilalți. Voi spune ce Domnul va pune pe inimă. A spus Balam cândva, deși nu s-a ținut de cuvânt până la capăt. Nu voi face niciun lucru, nici mare, nici mic, împotriva poruncii Domnului. Amintiți-vă de prorocul acela care s-a dus din Iuda la Betel. I-a spus Domnul, nu mănânci acolo, nu bei apă, te întorci pe alt drum. Neascultând, nu s-a mai întors acasă. Slujbele se pot face numai în condiția ascultării. Și Apostolul Pavel scria în Roman, capitolul 6, că ascultarea noastră ar trebui să fie ca unui rob. Robul nu are independență. N-are drept să facă modificări. Roman, capitolul 6, versetul 16-17. Nu știți că dacă vă dați robii cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați, fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Dar mulțumiri fie adus lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robii ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o, acea ascultare din inimă. Este de dorit în mod deosebit, în primul rând, pentru cei ce slujesc. În a doua parte a lecției vreau să observăm că noi toată viața suntem așezați între ascultare și neascultare, adică toată viața avem de dat lupta aceasta. Ascultăm sau nu ascultăm? Vom face ceea ce este plăcut Domnului sau nu vom face? În funcție de asta vom avea noi preț și ne sunt păstrate lucruri de preț. Lucrurile de preț sunt păstrate pentru oameni de preț. Dar neascultarea face să ajungem fără valoare. Și chiar dacă am primit lucruri de preț în administrare sau chiar dacă ne-au fost promise, le vom pierde pe toate. Poate dintre cele mai copleșitoare exemple din Biblie sunt Saul și Roboam I. Saul, primul împărat. Știți ce i-a spus Samuel când s-au întâlnit prima dată? Oare nu pentru tine i-ai păstrat cei mai de valoare în Israel? Câtă vreme a fost așa?
câtă vreme a ascultat. Pentru că mai apoi Domnul i-a spus lui Samuel, nu mă ascultă. Ce a mai fost păstrat în final pentru Saul? Un duh rău. Să-l chinuie. Oamenii atât au valoare cât păstrează valoarea ascultării. Din cazul lui Saul, vă citesc ceea ce scrie în capitolul 15 din 1 Samuel. Este un cuvânt de referință pentru toată istoria de atunci încoace. Versetul 22. Și 23. Îi plac Domnului meu arde tot și jertfele decât ascultarea de glasul lui. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot de vinovată ca ghicirea. Nu există neascultare mică. Rețineți. Neascultarea e foarte gravă, orice neascultare. Este ca ghicirea și împotrivirea nu-i mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă a lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Celălalt caz, Ieroboam întâi. Dumnezeu a făcut prin profetul Ahia promisiuni ca lui David, 1 Împărați, capitolul 11, versetul 37 și 38. Dar toate stăteau atârnate în cârligul ascultării. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce îți va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce îți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele, dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zidi o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Și așa a fost 24 de ani. Atât l-a îngăduit Dumnezeu în neascultarea lui. 22 de ani pe el, 2 ani pe fiul lui. Și apoi i-a măturat cu mătura nimicirii. Și toate astea sunt exemple pentru noi. Știți, când s-a dus nevasta lui la Ahia, îi zice prorocul, sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Însă nu doar doi împărați au pățit așa, a pățit toată națiunea. Evreii în Canaan au pierdut testul ascultării prin relații cu popoarele țării și cu zeitățile lor. Generație după generație a dat testul ascultării și cei mai mulți nu l-au luat. Au fost înșelați, seduși. Scrie în Cartea Judecător, capitolul 3, versetele 4 la 6. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare pentru că Domnul să vadă dacă vor asculta. Vedeți? Test. Și n-au ascultat. Să luăm un exemplu din această carte Judecători, capitolul 6. Știți în ce stare i-au adus madianiții, popoarele din jur. Le era mai greu, o duceau mai rău ca în Egipt. Aici luau toate merindele, măcar dacă e drept ce spuneau ei, în Egipt stăteau lângă oalele de carne și foame nu răbdau. Aici au ajuns mai rău. Și Domnul le spune foarte clar de ce e aceasta. Versetul 8. Așa vorbea și Domnul, v-am scos eu din Egipt. V-am scăpat din mâna egiptenilor. V-am dat vouă o țara lor, când e vorba de cananiți. Și v-am spus, eu sunt Dumnezeu vostru, să nu vă temeți Dumnezeu ameriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Și au ajuns rău de tot. Neascultarea și împotrivirea, așa cum am amintit și din Samuel, sunt dovada împietririi inimii. E dovada celui ce vrea să îndepărteze de Dumnezeu sau e deja depărtat de el. De fapt, este o atitudine a mândriei omului. La urmă, asta e o întrebare esențială în dezbaterea noastră. Dacă atâtea binecuvântări aduce ascultarea și neascultarea este o catastrofă, de ce totuși nu ascultă oamenii? Pentru că diavolul a semănat sămânța mândriei în om. Vei fi ca Dumnezeu, numai să n-asculți de el.
Ce dacă a spus să nu mănânci? Dar asculți și ajungi ca Dumnezeu. De cine ascultă copiii de părinți? Au identitatea lor. Nu vreau. Acel nu vreau este un eu care se afirmă. De ce nu ascultă o soție de soț, așa ca de Dumnezeu? Are personalitatea ei. Vedeți? Problema, în fond, e dată de lăuntrul nostru. Dacă îl lăsăm pe Hristos, Domnul, să ne cărmuiască sau vrem să stăpânim noi. Să luăm un caz din Vechiul Testament, cartea a doua Cronicilor, capitolul 25. Un împărat care a început să se mândrească. N-a ascultat, Domnul a trimis un proroc la el, n-a ținut cont. Și scrie aici în versul 16, pe când vorbea el, Amația a zis, oare te-am făcut eu sfetnic a împăratului, sunt împărat, fac ce vreau, pleacă, vrei să te lovesc? Prorocul a plecat zicând, știu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai ascultat sfatul meu. Și trimite apoi o informare la împăratul lui Israel că vrea să se bată cu el. Și împăratul lui Israel l-a citit imediat, a zis, din orgoliu vrei să deschizi război. Aceeași mândrie l-a lovit pe fiul său, pe Ozia, știți, când a intrat în templu. Și sfârșitul a fost ca atare. Pentru că este scris în lege, citim acest verset, e foarte important să-l știm atunci când ne încearcă ispita neascultării, Deuteronom 17. Versetul 12. Omul care din mândrie nu va asculta. Pentru că asta e explicația. Deci e vorba de omul care nu ascultă nici de marele preot. Adică a mers să fie judecat de cel peste 50, peste 100, căpetenia cetății sau sfatul bătrânilor, nu știu exact care era toate forurile astea prin care putea să treacă o cauză, și când ajungea la marele preot, era ultima instanță. Dacă nici de ultima instanță n-a ascultat, numai mândria îl cauza la o asemenea stare. Și când oamenii n-ascultă, se îndepărtează Dumnezeu, știți care este sentința divină? Se îndepărtează și Dumnezeu de ei și își retrage harurile sfinte. Știți cu ce l-a pedepsit Dumnezeu pe Adam? Știți, da, vreau să observăm o expresie care arată cum Dumnezeu își retrage ceea ce a dat. Zice în Genesa 3, după ce le pronunță toate, finalul versetului 19, că țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adică eu mi-am numai ce e meu. Ți-am dat Duhul, e harul meu. Nu ești serios? Îl iau înapoi. Să știți că de fapt Dumnezeu nu ne bate, El nu mă pleacă. După cum întunericul nu e altceva decât absența luminii. Dumnezeu nu m-aș retrage aportul său. Nu mai vrem să ascultăm? Dumnezeu numai ne dă jos din mașină. Și băi, rămânem pe jos. Nu vrem să ascultăm? Dumnezeu numai își retrage ploaia. Și noi rămânem cu nisipul. Își retrage Duhul de viață. De aceea să nu privim cu ușurătate tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ce să le socotim că sunt în posesia noastră. De aceea spunea Dumnezeu evreilor, să nu cumva să vă imaginați că toate astea sunt de la voi. Vreau să ne amintim, fără să mai intrăm în detalii, doar ca idee, ceea ce scrie în Ieremia 35. Dumnezeu a dat ca exemplu pe recabiți. Și spune la un moment dat, uitându-se la acest neam mic, dar care asculta de un bătrân care trecuse din viață. Dumnezeu evreilor trăia, era pe tronul veșniciei. Și spune Scriptura aici, Ieremia 35, versetul 14, cuvintele lui Nadab și lui Recap sunt păzite, versetul 15, da, rămânem la 14, iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. Și sentințele n-au întârziat să apară.
Așadar, în concluzie, ascultarea trebuie să devină pentru noi un angajament sfânt. De altfel, raportul nostru cu Domnul este sub forma unui legământ. Nu e o chestiune de ordin arbitrar, accidental, spontan, sporadic, nu. O permanentizare. De aceea Iosua le-a zis, voi nu veți asculta, Dumnezeu e gelos, spune Scriptura în atâtea locuri. Ei spuneau, nu, că noi vom asculta. N-au ascultat. Știa Iosua de ce sunt în stare oamenii. Evreii, cum vă spuneau, de atâtea ori au călcat legământul și n-au ascultat. Eu cred că neascultarea intervine atunci când lăsăm un mic loc de refugiu. Atunci când împărțim lucrurile în mari și mici, asta nu e o problemă atât de mare. V-am spus, nu există neascultare mică. Atunci când ne permitem să-L tratăm pe Dumnezeu ca pe un prieten doar, uitând că El este un stăpân absolut. Ascultarea trebuie să fie pentru noi un angajament sacru. Ne-am hotărât să ascultăm. La ultimul botez, când ne-am pus pe catehumenii noștri să scrie o declarație, legământ, așa a fost intitulată, unii spuneau, dar de ce trebuie să completăm noi asta? Zic, n-are nicio valoare în plus față de ceea ce voi declarați în apa botezului. Dar fiindcă voi nu luați în seriozitate cuvintele care le spuneți acolo, am vrut să vă scot în evidență prin niște detalii. Pentru că am fost izbiți de niște realități din ultimii ani când spun cu ușurătate, vom face, vei urma pe Domnul până la moarte, vei împli toată Biblia, da. Și încolo imediat ajungi la negocieri. Asta nu. Vedeți? De unde pleacă slăbiciunea când negociem și în final ajungem fără valoare? Încheiem afirmând că orice ascultare este o neascultare. Adică atunci când ascultăm de Dumnezeu, n-ascultăm de oamenii care sunt fără Dumnezeu și n-ascultăm de diavolul. Atunci când ascultăm de oameni și de diavolul, de fapt nu ascultăm de Dumnezeu. Știți ce cuvinte i-a adresat Dumnezeu lui Adam în momentul în care și-a pronunțat sentința? Geneza 3:17, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale. Cum a ajuns Adam să nu asculte? Ascultând. N-a fost problemă că a ascultat de nevastă. A fost problemă că nevastă a ascultat de diavol. Asta e toată chestiunea. Pentru că ascultarea și neascultarea de fapt înseamnă un vot pentru Dumnezeu sau un vot pentru Satana. Atât e tot. Și nouă ni se pare unor, nu, că eu sunt de părere ca și fratele. Auzi, gândește-te bine. Ascultarea este un vot pentru Dumnezeu sau dacă nu asculți de Dumnezeu, atunci este un vot pentru Satana. Este ca și în cazul acela în care pasnicul unui pod, nu a unui pod, a unui far dintr-un port, era binevoitor și mai dădea din ulei la un copil să-și ungă lanțul la bicicletă, la o femeie să pună în opaiți și într-o noapte i s-a stins lumina din far și un vapor s-a ciocnit de stâncă și au murit mai mulți oameni. Și scuza lui putea să fie, dar eu n-am consumat pentru mine uleiul. Am făcut o binefacere cu el. Vreau să înțelegem, repet, că orice ascultare este o neascultare, adică omul se află întotdeauna sub o influență spirituală, ori înclinat spre Dumnezeu, ori spre diavol. Știți cu ce s-a scuzat Saul? Am ascultat de popor. Dacă ei nu veneau să spună. Asta e marea bătălie, de aia oamenii nu ascultă, deși... Așa cum am spus, e foarte clar că ascultarea e purtătoare de binecuvântări, neascultarea e purtătoare de blestem aici și pentru veșnicie. De aceea spunea Domnul Hristos, Luca 16:13 și nu numai, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
Că s-a va urât pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. Adică în momentul în care ne-am hotărât printr-un legământ să slujim Domnului, trebuie să fim conștienți că e un dublu legământ, sunt două fețe ale problemei. În momentul ăla ne-am angajat să nu iubim nici pe cei dragi mai mult decât pe Domnul și cu atât mai mult să fim foarte categorici în fața diavolului. Știți ce spuneau apostolii când au fost anchetați? Să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, nu se poate. Și o ultimă idee care tare m-aș bucura să o ținem minte, că de fapt e vorba de minte. Ascultarea față de Dumnezeu în primul rând, dar și ascultarea de familie, de biserică, de societate. Biblia spune și să ascult și de șefii de la servici. Ascultarea se realizează la nivelul minții, a Duhului. Și ascultarea de Dumnezeu, să știți că este dovada prezenței Duhului Dumnezeu într-un om. De aceea ascultarea trebuie să fie una a inimii. Și dacă nu ascultăm, asta este dovada că, așa cum vă spuneam, suntem orientați spre diavol. A asculta înseamnă a te atașa de Dumnezeu, a fi pregătit să intri în împărăția aceea în care Dumnezeu e totul în toți. Ascultați cuvintele lui Ioan. Ioan capitolul 8, versetul 47, și el reia ideea asta în epistole. Cine este din Dumnezeu, ascultă. Voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Deci, prezența Duhului Dumnezeu într-un om îl face să asculte din inimă, nu doar formal. De aceea când avem de-a face cu oameni care ascultă pe față doar, nu și în dos, care se comportă evlavios numai la biserică sau care de ochii lumii, ăștia e trecut înaintea lui Dumnezeu neascultare, că nu-i din inimă. 1 Ioan 4 cu 6 reiterează acest principiu fundamental, noi însă suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Pentru că este determinat de Duhul lui Dumnezeu care este în el să asculte. Cine nu este din Dumnezeu, nu ascult. Cade sub influența diavolului, prin oameni sau direct. Are valoare ascultarea? Mare valoare. Să ne ajute Dumnezeu să ascultăm din inimă și pentru toată viața, ca să putem culege toate harurile, căci ascultarea e purtătoare de mari haruri dumnezeiești. Amin.